exemplu, eu pe Rise of Nephrom, chiar uite, mai interesant jocul ăsta, mai. Deci, care direcție, cred că bine am luat prima dată, hai, dați-mă după mine, vin ăștia, să nu se împiedice, numai să dea cu gura de pământ, cred că nu mai sunt nici capcane pe aici, dacă mă duc pe aici, pare zona asta mai interesantă. Și trebuie să-l găsesc pe ăla mare, mă. Și din câte cred eu... Aici, ai. Deci acum trebuie să mă bat 1v1 cu ăsta. E, prea tine, ai crezut că rămâi singur, că te las la greu. Promit să fiu lângă tine mereu la bine. Și la revedere, futui. Ia, lai mă, de ce-i cu ăsta, mă? Așa că am trebuit să mă grăbesc să-l bat pe ăsta, că am iau ăștia foc, mă. Deci e incredibil jocul ăsta, cât de bine poate să arate. Și din 2013, bu, mă, bă. Dar ce-i cu ăsta, mă? Gloat. Ce înseamnă gloat? Hai, gloatule aceea. Păi ăsta nu mă nimere... Ăsta nu mă bate nici să vrea, mă. Eu mai... Prima dată ăsta trebuie să mă ajungă. E că te rup scutul și sabia asta de capul tău. Hai, mă, dă-o încolo, că am apucat să mă feresc. Dă-mi pământ și zice că m-a nimerit. Așa, mă, mai fur tu sandale. S-a nervat, mă, că nu auză de sandale, că sandale are încișoară. Asta nu și-aduce aminte că o pierdut aseară la poker, mă, și-mi-a rămas dator cu 50 de lei. Putui. Bă, deci nu cred că reușesc să-l omor pe ăsta. M-am pus și pe nivel de dificultate maxim. Stai cu minte, cu minte. Merge focusul. Moment of the true. Nici poveste, știu că și eu zis ăsta. Tu ce mă la mută? Na. Ce are? Ce dracu la pucă? Se pare că nu. Nu a făcut el schemele alea degeaba. Atât, mă. Să nu zici că l-am executat. Mare. Dă-i mă la gât, dă-i la gât. Setările grafice sunt pe maxime, deci nu uitați să selectați și voi 1440p. Ăsta și-a umplut HP-ul, dar măcar e bine că s-a umplut și am eu. Deci acum trebuie să blochez, nu să mă mai feresc. Încercat să mă feresc, dar văd că fără succes. Na, mă, dar păi până când, mă? Te bat și fără să vreau, hu-hu. Na, mă. Hai că nu mai are așa mult HP, dar nici eu. Nu e așa greu să-l bat pe ăsta. M-am pus pe nivel de dificultate. M-am gândit că o să fie ceva mai greu. Dă-te, mă, la pula, mă, dă-te. Ăsta, acum nu și-o da seama că n-are nicio șansă să mă nimerească, mai ales dacă am și scutul ăsta. Bine, mă, scutul ăsta nu-ți niște pomană.
Mă, dar bine să ține și ăsta pe picioare, mă. Nu, mai mult de 3 hituri n-a putut să-i dau. Oricum aș încerca să-i dau cu scutul în gură. Hai că e aproape mort. Cum ultima dată m-a nimerit și el odată. De două ori. Cred că dacă mă mai nimerește odată, sunt mort. E gata, m-a murit. Huh. Dă-i, dă-i că nu știe și nu vede. Dă-i că ăsta ne-o rup straita. Așa mă, eu fac buzunar la gât. Nu, deci altcumva nici nu cred că aveau cum. Vezi, o știut ăștia. Că nu o adus berbecul ăsta de pomană. Ia, lai mă, nu pățânim nimeni. Și-o pierdut probabil cască pe undeva. Și cum aici mai este ceva oameni care trebuie să eliberez? Cui Battlefield a fost? Sometimes a man must look past what he thinks he sees. Well done, Marius. Da, mă, cu plăcere. Deci ăsta e fiul regelui ăla sau șefelui Cezarului. Be our glorious leader, General Commodus. Yes, the Emperor's son. Get me out of here, you stupid fool! I command you! Băi, în locul lui ăștia l-aș lăsa acolo. Și ar zice că oricât l-am cătat și nu l-am găsit pe nicări. Au, mă. Ai, s-a făcut. Dietului fric, probabil. Și cam așa se termină misiunea asta. Commodus was safe, and Oswald ready to accept peace. I pray to the gods that an end to this horrific bloodshed was within our grasp, that I could finally return with my men to Rome. I began to realize that Commander Vitalian had every reason to question the wisdom of this campaign. How many soldiers had given their lives to achieve this so-called victory? Da, și acum cred că odată ce l-am găsit pe ăsta și l-aducem înapoi, cred că o să execute pe ăștia. Pe fata și cu pe taică său. Uite mă câți din ăștia mai ies. Na, uitați cum stă acum, ca un patron, mă, și cum l-am salvat, mă, și n-ar zice mulțumesc nimic, mă. Stă acum doare la bască, mă. I se rupe de... Highness Commodus, all we ask is that my people are treated with fairness. Treated as equals. Da, liniște și pace între țigani, tot timpul s-au fost și va fi. So that all may live in peace. So that we all may live in peace. The peace treaty from Rome. Da, se pare. Acum îi oferă pace la ăsta.
Commoners, peace! All he needs is the king's mark on that scroll, and then we can all leave this godforsaken island. Ar fi fost jocul destul de plictisitor să se termine așa, să fie pace între noi, între țigani, între ăștia. Uite mă că ăsta e Kjell pe mijlocul capului. Știți de ce Kjell-esc oamenii? Pentru că părul deștept părăsește capul prost. Așa, așa cum e clar, îi dă cuțit. Doamne! Mi se pare că cam așa ajunge un porc de 50 de kg, și eu de 50 de kg, nu știu, cred că are ăsta la 200. Doamne, mă, dar cât ei mai trăi la asta până moare? Murit. Ah. Încum vă dați seama, pace o să fie din cauza lui ăsta. Da, se pare că ăsta l-a omorât și pe taică-sul lui Marius ăsta. Se pare că și ăsta e un fel de magician sau un fel de zeu. Nu ăsta, ăla la alt înalt. Eu spar capul acum. Cam așa cu oamenii ăștia, ați văzut, au văzut că n-au ce să facă acolo din spate și v-au făcut, s-au plecat, au luat piatră și i-au dat în cap. Acum la ăla îi se rupe, mă, acum după ce o porni scârba, el se duce în treaba lui, mă. Deci ce am de făcut acum, îi să protejez ăsta, cred că o să... Vină ăștia din toate direcțiile și nervuri. Uite mă cât de bine poate să arate jocul ăsta. Doamne, mă, ia-i mă, bum! Ăștia chiar nu glumim, mă, când o zic că vin, mă. Nu? Deci de unde încep cu defensiva, cum organizez, nu știu, o să... Nici nu știu deocamdată cam ce am de făcut. Să vedem. Nu, dar n-am ceva oameni mai mulți pe aici. Hai că mi-ajung ăștia.
They are coming for us to take everything we have, everything we love. They are determined to take it all from us. Așa, mă, să-ți iei tot ce ai, mă, să-ți iei libertate, să-ți iei... Doamne, mă! Continuăm în următoarea parte, că deja cred că am filmat destul, mă, bă!